Bună ziua, sunt Dorin Popescu și la invitația bunului meu prieten Bogdan Constantin Papacostea sunt aici pentru un semn de carte. Nu un semn de carte obișnuit, ci unul care prefațează, iată, Săptămâna Culturii Naționale. Începem astăzi, luni, o lungă serie de ediții ale acestei emisiuni semn de carte, discutând pe tot cuprinsul acestei săptămâni, exclusiv, sau dacă vreți, prioritar, despre cultura națională. O cultură națională care, de bună seamă, este una europeană. Și nu întâmplător, vă propun pentru această ediție debut a emisiunii Semn de Carte, care dezbate sorții și șansele culturii naționale, vă propun o carte despre cultura națională ca un tip de cultură de tip european. Cartea se numește Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare și este una din cele mai prestigioase cărți despre istoria Europei culturale, despre istoria culturală a Europei, despre istoria culturală a României și despre relațiile culturale care s-au statuat și se vor statua între România și Europa, între România ca parte a Europei și restul continentului. De ce am ales această carte? În primul rând pentru că este o carte de referință despre Europa însăși, despre cultura europeană, despre identitatea europeană, despre spiritualitatea europeană. În al doilea rând pentru că apare în contextul în care țara noastră exercită în premieră președinția semestrială rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Conducem Europa, dirijăm destinele Europei, dirijăm istoria Europei, dirijăm cultura, dirijăm prezentul și vom dirija, iată, viitorul Europei, viitorul nostru, Europa. Europa este o casă pentru un număr din ce în ce mai mare de români. Avem cel puțin 5 milioane de români care au decis, iată, în ultimii 29 de ani, să lucreze acolo, să trăiască acolo. Dar ce este Europa, știm efectiv din ce în ce mai puțin și această carte ne învață și ne îndrumă. Este realizată de un colectiv de autori, 38 de autori, cadre universitare la Facultatea de Științe Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, sub coordonarea decanului acestei facultăți, Nicolae Păun. Această carte conține tot ceea ce se cuvine să știm emblematic despre Europa și despre cultura română ca tip specific de cultură europeană. Vă rog respectuos să-mi îngăduiți să citez câteva lucruri din cele ce pot valoriza această carte mai mult. Spune președintele Academiei Române, într-unul din textele pe care le semnează aici, Ioana Aurel Pop, un popor neolatin de credință ortodoxă și cu o cultură slavă în evul mediu, cu o viață modestă, situată la interferența apusului cu răsăritul, poate să fie o ciudățenie pentru Europa, dar și o provocare, un îndemn spre înțelegere și cunoaștere. Poporul român nu aduce probabil în contextul european nimic excepțional, ci doar o experiență unică de viață. Este vorba despre o comunitate cu rădăcini la Roma, mediată prin influența celei de-a doua Rome, cu o limbă neolatină, ca o confesiune bizantină și biserică de model slav, intrată azi în era calculatoarelor și a telefoniei mobile. Toate aceste elemente atât de diferite au fost sintetizate prin experiența de viață a românilor și au format treptat o identitate puternică de grup numită românească, dar care este și europeană în același timp. România ar fi experiența alterității, trăind de mai multe secole alături de maghiari, sași, secui, jvabi, evrei, armeni, greci. Aceasta i-a făcut, dincolo de momentele tensionate, să-i respecte pe ceilalți, să le accepte valorile și tradițiile, calitățile și defectele. Numai în România se văd în același oraș cu pole bizantine, turnuri gotice, ornamente baroce, biserici ortodoxe și greco-catolice, alături de cele calvine, luterane, unitariene, situate la mică distanță de sinagogi, etc. Numai în România sunt universități cu câte 3-4 facultăți teologice și cu câte 2-3 limbi oficiale de predare. România a învățat, mai ales în ultimele decenii, că nu sunt singuri, că nu au suferit numai ei, că nu doar au dreptate, că nu doar sunt victime ale istoriei și că trăiesc într-un concert de națiuni, etnii și regiuni numit Europa. Și ne spun acest lucru nu numai Aurel Pop, ne spun acest lucru nu numai autorii acestui impresionant volum, ne spun și străinii. Dacă am uitat vreodată seninătatea imperturbabilă de a fi într-adevăr parte conștientă și ancestrală a Europei, iată că un polonez precum Donald Tusk vine și ne amintește la București în urmă cu doar câteva zile, cu 4 zile, că România are capacitatea uimitoare de a seduce și încânta. Cu acest mesaj tonic, nu numai despre România și români, în particular despre cultura românească, despre cultura românească nu-i așa ca un tip ancestral și specific de cultură europeană, cu acest mesaj, deci, intrăm astăzi în Săptămâna Culturii Naționale. Vă mulțumesc și la mulți ani!